Bine ați venit la etalarea pentru ascendent lună soare în Taur. Prima etalare este a voastră, cea de-a doua persoane la care vă gândiți sau poate cineva nou în viața voastră. Haideți să vedem ce avem pentru Taur. Împăratul. Poate fi poziția voastră sau poate fi chiar o restricție. Vom vedea de unde vine aceasta. Poate fi o instituție și avem de-a face cu energia aerului. Îndrăgostiții. O schimbare de direcție și 3 de spade. Cineva care a încercat să vă pună piedici pentru a nu realiza un proiect. Dar, de fapt, vă face un bine, pentru că pajul acesta de monede este energia voastră și asta înseamnă că veți începe ceva nou. Cineva care a încercat să vă oprească din ceea ce faceți. Vedeți? Și asta vă aduce succesul. Am mai avut încă o dată această combinație și aveți moartea. 4 de bâte și pajul, iar aici aveți carul și 9 de cupe. Pentru unii dintre voi, cred că este casa voastră, apartamentul, pentru că întotdeauna aduce carul, ne aduce casa. Este guvernat de lună și luna guvernează casa a patra. Nu neapărat să aveți în casa a patra racul, dar asta mi-arată aici. Dar cu siguranță veți învinge ceva, pentru că aveți o putere aici. Haideți să vedem ce se întâmplă aici cu împăratul și energia pe care o avem aici. Împăratul, voi, 9 de spade. Sunteți stresați la muncă, încercați să faceți ceva nou, și să vă găsiți echilibrul. Două cărți din Arcana Majoră, echilibru și îndrăgostiții. Poate în viața sentimentală sau poate în viața profesională, pentru că aveți doi pași. Iar aici nu aveți nicio noutate din partea cuiva. Și sunteți dezamăgiți. Există piedici. Dacă așteptați niște mesaje de la cineva, posibil un berbec, să știți că există niște piedici aici. 2 de monede. Încearcă și ei la rândul lor să treacă peste ceva greu, dar vor trece cu succes și vor tranzita către voi, dar nu acum. Persoana respectivă încearcă să vindece ceva, încearcă să se mențină, să zicem, ceea ce este între voi într-un echilibru. Treiul acesta de spade, 6 de spade și 8 de bâte, nu este tocmai o noutate bună, dar cel puțin psihologic încercați să vă vindecați. Ce vrea să-mi spună 6 de spade, 8 de bâtă și 3? Este persoana respectivă. Sunteți dezamăgiți din cauza acestei persoane. A fost o iubire înșelătoare. Pajul de monede. De multe ori s-au opus niște energii între voi. Și poate nu ați înțeles că trebuia să se termine. Dar acea dezamăgire, acel lucru îl scoate la iveală pentru a vă da seama că, de fapt, fie voi sunteți cei care preluați comanda sau poate universul vă arată că există ceva mai bun pentru voi. Șase de monede. Există ceva acolo pentru voi, din partea universului.
dar împăratul cu siguranță nu poate fi cineva iubit în cal. Vedeți? Am luat cărțile și a rămas doi de cupe și îndrăgostiții. Pentru unii dintre voi, aceasta este o relație în exterior. Patru de bâte, îndrăgostiții, doi de cupe și echilibru. Sau poate fi ceva la care voi ați visat. Poate fi chiar cu un săgetător. Dar asta depinde într-adevăr ce ne arată mai departe. Aici este cartea geamălui. Dar vă spune în același moment să decideți să schimbați ceva în viața voastră. Sunt două direcții. Ce alegeți? Haideți să vedem ce alegeți. Sau ce vă trimite universul. Ce avem pentru tauri? Cine este persoana respectivă, ce încearcă să ne spună și ce energie are? Cum vă influențează? 10 de cupe. Vă cunoaște familia sau sunteți pur și simplu împreună? Sau a încercat să vă facă o promisiune? Cu 7 de cupe, 3 de cupe, fericire. Ei arată cu totul altceva, dar aici îi doare sufletul, este o durere, dar ceva se încheie. Ceva dureros se încheie cu persoana respectivă. Iar aici, Marea Preoteasă, cineva care are o energie intuitivă, vede fericirea prin ochii lor, ceea ce poate fi chiar un fotograf, dar poate fi și cineva care are un talent al hipnozei, intuiție, ocult, astrolog. Toate ocupațiile care au de-a face cu noaptea. Poate fi și psiholog sau poate persoana respectivă are nevoie de un psiholog. 5 de cupe. Cineva care a pierdut, poate, în fața voastră. Sau poate încearcă să găsească un răspuns prin a merge la un hipnotist, un astrolog, genul acesta de energie. Zece de cupe, patru de monede, un blocaj al fericirii, dar cred că ei se blochează singuri. 7 de cupe și 3 de monede. Ar trebui să fie înrădăcinați pentru a crede în ceea ce visează. Iar 3 de monede este energia de pământ, pădure, munte, peșteri. Iar Marea Preoteasă mi arată izolare. Trei de cupe. Regele de monede. Încearcă să se transforme, să devină regele de monede. Este unul dintre cei mai buni regi. 10 de spade și Marea Preoteasă din nou. Se repetă Marea Preoteasă. Ceva se ascunde aici. Sau poate ei încearcă să promoveze ceva.
Atunci când am de-a face iarăși în interiorul muntelui, poate fi energia minerului, o exploatare. Dar marea preoteasă în fața acestui rege ascunde ceva și va fi dezvăluit. Sau poate chiar are darul hipnozei. Voi, patru de cupe, nu vă atrage nimic emoțional. Împăratul, preluați conducerea pentru că nu doriți ceva. Moartea, pentru voi poate a murit o relație în care acea persoană a preluat comanda și acum încercați să vă mențineți echilibru. Marea preoteasă. Opt de spade. Este teamă că v-a pierdut. Ce vrea să-mi spun aici moartea? Cinci de bâte și îndrăgostiții. Alegeți altă cale. Nu mai doriți certuri. Împăratul. Se încheie ceva. Este un nou ciclu în viața voastră. Cu siguranță. Și cred că aveți de-a face cu ceva internațional. Poate o călătorie, genul acesta de energie pe care o aveți aici. Marea preoteasă încearcă să vă ofere cât de cât mai mult pentru a vă transforma viața. Magicianul, pentru voi aici, magicianul este un fel de doar să se întâmple o minune. Neîncrederea, poate. Ce avem din oracolul iubirii pentru voi? Retreat. Deci, posibil o reconciliere. Poate că, într-adevăr, această persoană reapare pentru a fi împreună. Dar asta depinde numai de voi. Cât de curând ar fi bine să decideți de fapt ce doriți și ce doriți să vină în viața voastră. Decideți acest lucru, pentru că numai atunci universul vine să vă aducă ceva. Pentru că există într-adevăr chimie cu o anumită persoană. Există o atracție. Și flirt. Flirtul este energia mercuriană. Dar cu siguranță persoana respectivă încearcă să ascundă ceva. Și veți descoperi acel ceva. Dar numai de voi depinde să clarificați ceva pentru a lăsa să vină în viața voastră ceva frumos. Numai bine, la revedere și ne auzim!